Codul PIN este primul și cel mai important sistem de protecție al cardului bancar. Acesta trebuie să fie știut numai de proprietar și în niciun caz divulgat. Foarte mulți oameni preferă să-și noteze codul PIN la vedere, iar acest lucru este o greșeală. Furturile și clonările de carduri sunt tot mai frecvente, iar modalitățile prin care se efectuează tot mai ingenioase. Există însă și modalități de prevenire. În cazul în care un consumator pierde cardul undeva seara, după 7-8, când nicio unitate bancară nu mai găsim deschisă, el trebuie să găsească un bancomat și va vedea, de exemplu, acolo pe bancomatul acelei unități bancare, va vedea un număr scurt afișat. Trebuie să sune la acel număr și să anunțe imediat cardul pierdut. Alte probleme care apar în legătură cu cardul bancar se referă la descoperirile de cont. Cardurile de credit de obicei sunt legate la niște conturi care sunt posesoarele unor descoperiri. Orice descoperire este clar purtătoare de dobândă. Ei trebuie să fie atenți atât la rata dobânzii, să se uite la dobânda anuală efectivă pe care unitățile bancare sunt obligate să le afișeze pe contract, dar și la comisionul de acordare al acestei descoperiri. Fii puternic, fii informat. O campanie în care tu descoperi partea ascunsă a activităților comerciale. Afli cum să te protejezi de produsele contrafăcute și să alegi ce este în avantajul tău. Ia atitudine și reclamă la protecția consumatorului atunci când drepturile tale de client sunt încălcate.